Bun găsit la o nouă ediție de eSport. Suntem în campanie electorală și chiar dacă politicul nu ar trebui să se amestece în sport, politicul trebuie să susțină sportul. Trebuie să vedem cum poate politicul să susțină sportul, pentru că sportul românesc este în cădere liberă. Îl am alături de mine pe liderul PSD Brașov, Marius Dunca, și candidat la Senat. Și mulțumesc mult pentru prezența în această după-amiază la noi în emisiune. Eu mulțumesc pentru invitație și vă urez mult, mult succes, pentru că, într-adevăr, avem nevoie. Sportul numai că este în cădere, ca și celelalte domenii, din păcate, într-o continuă cădere, numai că trebuie să ne trezim la realitate și cred că fiecare dintre noi trebuie să facem un pas în acest sens. Mai ales și datorită faptului că sport, mai multă mișcare, înseamnă mai puține, să spun așa, paturi ocupate în spitale și cred că ar trebui toată această strategie sau politicul, nu știu cât poate influența politicul, dar cu siguranță dacă ne implicăm în legislație, pentru că nimeni nu a venit cu ceva concret în acest domeniu, să facem niște reguli și proceduri bine stabilite și să nu mai trăim, că noi deocamdată trăim din trecut. Și tot ce spunem și tot ce amintim despre sportul românesc, ne amintim de trecut. Ce flăcău am fost vreodată? Nu. Haideți să vedem ce putem face să fim și acum, să investim în sport, să investim în urma urmei sau în alt ordine de idei, să investim în generația tânără ca să avem un popor sănătos. Și cred că în momentul de față doar aceste competiții sportive câștigate de sportivii noștri ne mai dau acea mândrie și ne mai redau mândria de altă dată și gloria de a fi români și ne mândrim, dar din păcate și aceste medalii și aceste bucurii sunt din ce în ce mai puține. Da, așa cum bine ai spus, sportul înseamnă sănătate, practic. Devenim din ce în ce, pe zi ce trece o nație, din ce în ce mai bolnavă. Nu mai văd copii care să facă sport, nu mai ies copiii pe stradă să se joace, practic, stau mai mult în fața calculatoarelor, în fața televizoarelor, în fața tabletelor. 9 din 10 tineri stau în fața televizoarelor și mediul online. 1 din 3 tineri fac sport, 1 din 3 tineri fumează, 1 din 10 tineri consumă zilnic alcool. Lucrurile acestea o să le observăm în viitor, în timp, pentru că tot ce începem acum este o strategie pe termen lung. Strategia pe termen scurt este foarte clar. Prin lege se stabilește și proceduri, iar strategia pe termen lung trebuie să o vedem ca și investiții în sănătate, investiții în competiții sportive. Eu vă pot spune că am crescut la țară și mi-aduc aminte, eram pe Maidane, se organizau campionate de fotbal între noi, organizam, după care duminica se juca, era divizia onoare sau nu știu cum exact. Se numea și pe momentul acela și era o bucurie, întreg sat, întreagă comună se aduna și asista la meciuri. Acele competiții între orașe, între municipii, între licee, trebuie încurajate, pentru că toată lumea s-a dus spre tehnică, spre tehnologie, dar am uitat acest lucru. De ce mai am nevoie de sport dacă știu matematică sau fizică? Nu, avem nevoie de sport ca să nu murim la 35 de ani sau 40 de ani. Că degeaba am inteligență dacă nu am și sănătate. Cu siguranță. Am uitat peste programul PSD-ului pentru sport, am văzut câteva lucruri extrem de interesante, am văzut faptul că vă doriți să declarați 15 federații, 15 sporturi, practic, iată, de interes național. Acest lucru s-a întâmplat în Ungaria, ca să nu dau un exemplu mai departe de Ungaria. Ungaria a declarat 6 federații naționale de interes național, iar rezultatele au fost fantastice la acele sporturi. Numărul de practicanți al acelor sporturi a crescut foarte mult, baza de selecție odată cu acest număr crescut de practicanți a crescut de asemenea, iar rezultatele la vârf au apărut. În momentul în care au apărut rezultate la vârf, au ieșit practic modele pentru alți copii care să vină în continuare să practice acel sport. Păi modelele și încurajarea sportului trebuie să plece de la generația tânără. Trebuie să învățăm un lucru. România e dezbinată pe toate palierele. Ne este frică să ne adunăm. Fiecare sport ar trebui să aibă federație. Să ne adunăm, să fim din ce în ce mai uniți și toți să avem același obiectiv și scop. Scopul este sănătatea și reprezintă sănătatea. După care investit în oameni care pentru ei reprezintă țelul lor în viață de a deveni campioni. Și trebuie să încurajăm campionii. Uitați-vă ce înseamnă dragoste, chiar dacă ești într-o țară mai Kosovo sau alte țări care din punct de vedere economic sunt scăzute, dar ele pot bate la luptă. Japonia, țări cu mult mai bogate și susținute financiar. Vorbim de dragoste, vorbim de pasiune care poate învinge
învinge forța financiară. Dar, încă o dată vă spun, începând de la școli, începând de la grădinițe, educația fizică obligatorie, nu. Și aici există o problemă, că sunt două ore, sunt două ore și nu se fac. Sportul e sport și trebuie examene și teste și în sport. Corect. Uitați-vă ce se întâmplă cu generațiile tinere, pentru că suntem din ce în ce mai bolnavi. Sportul de mic te învață să fii organizat, te învață să fii disciplinat, chiar te pregătește pentru viitor. Mi-aduc aminte că colegii mei care făceau sport de performanță erau foarte organizați, foarte calculați, disciplinați, știau ce să mănânce, cum să mănânce, pentru că vorbim de la sport, dăm în rană, rană sănătoasă. Tinerii din ce în ce creștem în dimensiuni, să spun așa. Da. Și cred că ar trebui să devină o prioritate a oricărui guvern, indiferent de culoarea politică și al clasei politice, și investiția în sport. Într-adevăr, suntem și dezamăgiți, pentru că eu aici sunt mai revoltat, nu mă ajută vocea să fiu mai revoltat, dar și campionatele acestea de fotbal. Am văzut tot felul de oameni, acești rechini imobiliari care și-au bătut joc de terenurile de sport și bazele sportive pentru a lua ei, a câștiga ei prin vânzarea de terenuri. Acei oameni care au investit în sport, dar nu au investit în sport din dragoste sau de a câștiga prestigiu sau renume sau pentru recunoștință, ci pentru a exista suspiciunea, dar face tot felul de inginerii financiare ca să nu spune există suspiciunea. Instituțiile statului decid dacă au greșit sau nu vis-a-vis de ce au făcut. Dar putem, cu siguranță, la unison să declarăm totul este la pământ și dacă nu oprim, eu n-aș mai vrea să mai căutăm vinovați. Aș vrea să venim pur și simplu, cum vine PSD-ul, cu un program de guvernare pe termen lung, pentru că aceasta este o investiție pe termen lung. Ce putem face acum? Prin legislație să stabilim clar educație fizică, educație fizică și sport să fie o oră obligatorie, stabilim cât pe săptămână, asta înseamnă un dialog și un consens din toate punctele de vedere, Ministerul Învățământului cu Parlament, Guvern, să ne asumăm acest lucru și să stabilim foarte clar prin lege, după care investiții în fiecare liceu, în fiecare bază școală sportivă, și nu în ultimul rând trebuie să ne gândim la antrenori. Nu poți să stai pe salariu 1100 sau 1700 de lei și să scoți campion pe bandă. Nu ai de unde. Investiții în săli, dar nu acele săli de sport cum este sala de la Crisbau, să fac o sală, o investiție de 33 de miliarde și nu joacă nimeni. Da? Ne-am bătut joc de bani. Investiții în măsuri, investiții în medici, încurajați oamenii în domeniul acesta de activitate, pentru că ai nevoie, ca sportiv, ai nevoie de o asistență întreagă. Absolut. De nutriționist, de medic, de... Evident. Toate... Evident. Există o întreagă industrie. O întreagă industrie, o întreagă echipă, familie și... Rămânem dezamăgiți. Uitați-vă că ne bucuram când au fost Jocurile Olimpice și am rămas dezamăgiți. Să ne bucurăm pentru un fotbal nu mai avem. În Jocurile Olimpice cred că nu mai avem de ce să ne mai bucurăm și lucrurile n-ar mai trebui să stea așa. Încă o dată spun, nu mai avem voie să căutăm vinovați. Ce vom face de aici? Eu, în calitate de președinte organizației județene, vin cu un program de guvernare. Vrem să-l implementăm și mi-aș dori enorm de mult să găsesc comunicare și la nivel județean, să văd în fiecare comună să fie o bază sportivă. Știu că există pentru că am mers prin județ, dar trebuie pusă la punct, trebuie modernizată și nu sunt investiții mari. Cu un vestiar, o toaletă, unde să poți să ai un campionat de fotbal și talentele. Când am participat în China la niște cursuri în China, vreau să vă zic că sunt luați de la nivelul de 2-3 ani, pregătiți talentele la sport, ce înseamnă tenisul de masă și șac și tot felul de jocuri și competiții de la vârsta fragedă. Și de acolo poți să selectezi și să vezi dacă are inclinație sau nu un copil. Și merită toată investiția în respectivul, pentru că nu ți-aduce bani, ți-aduce glorie, se aduce mândrie. La urma urme sunt cele mai importante lucruri în viață și noi ne mândrim cu copiii. Și corect, așa orice popor ar trebui să se mândească cu campionii. Acum, uitați-vă că, din păcate, avem din ce în ce mai puțin campioni. Din ce în ce mai puțini campioni și când găsim câte o excepție, ne legăm de ea. Ne legăm de ea și wow, speranța. Dar dacă ne uităm la bază, la fundament, ne dăm seama că nu am făcut nimic pentru acea excepție, doar că omul este foarte talentat. Noi nu l-am încurajat.
Degeaba ai talent dacă nu ești ajutat, dacă nu ți se oferă condiții, dacă nu ești ajutat prin tot ceea ce a spus, prin baze sportive în primul rând, în care să te antrenezi, prin antrenori specialiști care să știe să te antreneze. Degeaba ai talent, că până la urmă talentul la un moment dat se nivelează. Vine unul care muncește foarte mult de altundeva, care are toate aceste condiții și degeaba, talentul tău nu mai are nicio știți valoare. Știți că e o vorbă în sport, ai născut talent și ai murit speranță. Ai murit speranță. Uitați-vă, un ambasador al României care deschide orice ușă este Nadia Comăneci. Da? Oriunde te duci, acolo înseamnă muncă, înseamnă investiție și rezultat. Este, pot să spun, în momentul de față, mândria României la nivel internațional. Stă la discuție cu absolut orice președinte care, noi clasa politică, mediul de afaceri, oricine am încercat să intrăm în lumea acestui mare campion numit Nadia Comăneci. Nu o să reușim niciodată. Este campioana noastră și ar trebui să o promovăm și să ne folosim de această imagine. Exact, și pielea pe mână să se ridice când vorbim despre un campion la nivelul acesta. Pentru că este mândria noastră și să ne mândrim și nu avem voie sub nicio formă să o criticăm. Absolut. Am mai văzut în proiectul acesta competiții interșcolare, competiții interliceale, competiții pe oraș, pe județ, lucruri care pe vremuri înainte se făceau, existau. De erau acolo, normale, era o normalitate. De acolo ieșeau practic viitorii campioni, de acolo ieșeau viitorii sportivi. Înseamnă și unitate. Vedeți că noi, poporul român, ne-am dezbinat total, din toate punctele de vedere, inclusiv de la sport. Să înseamnă o competiție, o concurență, dacă vorbim de basket, vorbim de tenis de masă, vorbim de tenis de câmp, de fotbal, de handbal, de hockey, putem vorbi despre fiecare sport. Lucrurile acestea ne adunau și ne dădeau nouă credință. Și aceste competiții între licee ne dădeau și ne oferea posibilitatea de a ne cunoaște între noi și a relaționa și în viitor de a ne întâlni. Dacă ne uităm la sportivii care au fost în trecut, se știau de la cluburile lor de fotbal, se cunoșteau cantonamente multe împreună și toți aveau același țel de a fi campion. Trebuie să respectăm sportul, trebuie să respectăm sportivii, pentru că ei sunt cei care pun pasiune, care toată viața lor dedică și timpul dedică și resursele toate pe care le are, le dedică de a fi campion și de a fi o mândrie pentru această țară. Trebuie să învățăm de la sportivi. Noi, clasa politică, trebuie să învățăm că mai presus de lucruri sunt doar faptele și gloria. Cu siguranță, așa cum am spus, în foarte multe țări, în țări care au un nivel extrem de ridicat al sportului, țări care câștigă foarte, foarte multe medalii la Jocurile Olimpice, campionate europene, campionate mondiale, acolo autoritățile locale se implică și ajută sportul. Legea aceasta, care este din 2000, legea 69, legea sportului 69 din 2000, ea a mai fost modificată punctual, însă este extrem de interpretabilă, iar autoritățile locale, mai ales după DNA și toate poveștile, au o anumită teamă de a investi în sport. Am fost prin comune și m-am întâlnit, să știți, cu profesori de sport, care au, există o bază sportivă și vor să atragă sponsorizări. Au o problemă cu legislația. Mediului de afaceri este greu. Frică și este greu să investească în sport, pentru că nu există, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, o legislație care să-i permită și să reducă într-un fel, domnule, îți reduc cheltuielile și vin cu niște măsuri concrete. Dacă ajungi sportul, eu stat vin și te încurajez. Trebuie schimbată și legislația, dar trebuie să vină o persoană care cunoaște foarte bine domeniul, un specialist, un profesionist care știe foarte bine ce trebuie schimbat. Degeaba spun eu, Marius Dunca, că vreau să schimb, pentru că nu știu ce să schimb, dar îmi iau profesionistul lângă mine. Pot să spun eu, ca președinte de partid, că o să susțin absolut orice inițiativă, orice act legislativ care vine în sprijinul sportului românesc și în sprijinul ceea ce trebuie să creăm campioni, să creăm oameni cu care să ne mândrim și nu în ultimul rând să creăm un popor sănătos. Degeaba investim în spitale dacă nu investim și în sport, pentru că ce fac? Nu investesc în sport ca să am spitalele pline? Nu. Dacă investim în sport și în educație fizică și trebuie la urmă noi să și informăm ce înseamnă, pentru că generația aceasta a părinților spun am nevoie de un copil deștept,
au nevoie de un copil bine pregătit la engleză, la germană, la informatică, la... îl ducem dintr-o meditație în cealaltă și uităm de sport. Și îl nebunim de și cap. Și îl nebunim și nu mai lăsăm, pentru că sportul și recrează, oxigenează creierul și îți dă acea atitudine de care ai nevoie. În afară de aia, un sport de echipă poate să te învețe ce înseamnă spiritul de colegialitate, te învață ce înseamnă o competiție, te învață ce înseamnă fair play-ul, te învață să socializezi cu colegul sau cu adversarul. Corect. Sunt corect. Foarte multe lucruri și nu văd decât lucruri benefice în sport. Numai lucruri benefice. Sportul nu are dezavantaje. Doar cei în galerie, să spunem așa, acolo, aia dacă duci în galerie, la acolo nu este sport, sunt susținătorii, care și ei sunt pătimași, și trebuie să înțelegem. Sportul înseamnă un lucru extrem de important pe care noi nu mai avem în România. Respect, fair play. Corect. Respectul față de partener, respectul față de adversar. Respectul și față de competiție. Față de competiție, față de cei care gestionează, față de antrenori și nu în ultimul rând se dezvoltă aceste abilități pe care nu știm dacă le avem, dar dacă începem de mici, ce înseamnă să lucrezi în echipă, ce înseamnă să alergi și să muncești și să dai totul pentru un scop, pentru corect. Un obiectiv care nu știi ce ți oferă, dar știi că acela este obiectivul și investești toată energia și tot timpul tău pentru a-ți atinge obiectivul. Lucrul acesta înseamnă să fii campion. Și cred că avem nevoie în momentul de față să fim campioni la toate capitolele și trebuie să învățăm de la sportivi lucrul acesta. Clasa politică, noi, ceilalți care, eu mai fac sport, de multe ori mă las, 3 luni muncesc, știți cum e la început când te apuci de sport, primele 3 zile sunt mai grele. Sunt mai grele, că după aia îți dai drumul. După aia îți dai drumul, după febră. Eu sper să următoarea perioadă și cred că clasa politică, viitorii guvernanții, pentru că și eu fac parte, o să ne aplecăm mult mai mult la sport și este datoria și obligația noastră să înțelegem acest aspect. Dar avem nevoie de oameni care să vină, să ne spună problemele, să ne expună cum pot fi remediate aceste deficiențe și aceste minusuri din legislație și încă o dată spun, doar în echipă, doar împreună putem să avem rezultate. Dacă vă așteptați, și aici fac un apel la toți cei care se uită la emisiunea noastră, la sportivi, la comentatori, la critici, dacă vă așteptați ca cineva din clasa politică să vă rezolve problemele, nu o să vă rezolve. Doar împreună. Veniți cu soluții, cu propuneri, atât vă pot spune și o spun cu sufletul deschis, clasa politică, înțelegi mesajul? Nu numai noi, clasa politică, mediul de afaceri, cetățenii, noi românii, am înțeles că nu mai trebuie să mai căutăm vinovați, trebuie doar să construim. Că dacă mai căutăm vinovați, nu o să ajungem nicăieri. Tot săpăm, dar automat cădem și noi. Tot cădem și nu ne mai oprește nimeni. Stop, construim. Ce vom face? Baze sportive, investiții în generația tânără, căutați antrenori de performanță, antrenori cărora să le dăm salarii, tot acest aparat tehnic de care are nevoie fiecare sportiv în spate și degeaba facem o bază sportivă de sute de milioane de euro dacă noi nu investim în resursa umană. Da? Pentru că baza sportivă se degradează. Da? Avem nevoie de investiții în resursa umană și încurajat sportul românesc. Cu siguranță. Vreau să vă întreb, ați vorbit despre tot acest proiect, e clar că aveți oameni care știu cu ce se mănâncă sportul și aveți oameni în partid care știu care sunt problemele sportului, uitându-mă doar peste acest program, pentru că au fost atinse cam marile probleme ale sportului în acest program și cu o anumită rezolvare. Vreau să vă întreb dacă Partidul Social Democrat are oameni de sport, oameni capabili, care să conducă un minister al sportului și care să poată să implementeze tot acest program. Mi-a zis ca mingea la filă. Un pic. Un pic, da. Ce se întâmplă? Miniștrii se schimbă. Secretarii de stat se schimbă. Avem o problemă ca în toate ministerele, ce facem cu aparatul? Care ei sunt Dumnezeu pe pământ? Ei le știu pe toate, ei le fac pe toate, lasă că noi am făcut aia, e mândria lor, în toate domeniile de activitate și ne uităm că în toate domeniile suntem la pământ. Trebuie schimbată mentalitatea. Funcționarul public, cel aparatul din ministere, trebuie să înțeleagă că fără schimbare de mentalitate, fără să vină cu propuneri și idei și să fie deschis, am avut doamna Gabriela Sabu, da?
un campion al României și o mândrie. Am adus-o ministru. Ce am putut să facem? Pentru că dacă n-ai pașaportul intern până ajunge la ministru, știți cum e, până la șef, n-are ce semna. Și atunci toate inițiativele, de ce spun, funcționarul public are numai drepturi, obligații nu are. Și atunci trebuie să venim noi, mediul de afaceri, societatea civilă, antrenori, profesorii, federațiile, trebuie să vină cu propuneri făcute aceste federații, federațiile să funcționeze clar după proceduri, după reguli, orice dezbatere să participe specialiști în domeniu, cei care pur și simplu lucrează în domeniu, care se lovesc de problemele în fiecare zi. Trebuie schimbată legislația. Uitați, noi venim cu soluția. Acesta este impactul. Nu este negativ, este doar pozitiv. Pentru că întotdeauna o să găsești bariere. Eu când am fost ministru secretar de stat, mi-a trebuit vreo lună de zile, toți îmi spuneau nu se poate. Primul lucru, 20 de minute îmi explicau că nu se poate face ceea ce îmi doream eu. După ce i-am pus să scrie, ia asumați-vă în scris de ce nu puteți face. Nu, șeful, se poate. Nu am înțeles. Deci avem nevoie de manageri în acest moment și campionii păstrați și încurajați. Da, cu siguranță avem oameni și cel mai important, angrenăm specialiștii în jurul nostru și suntem deschiși spre colaborare și comunicare. Stop! Avem nevoie de echipă, doar împreună, și militez spre comunicare, colaborare în toate segmentele și în toate domeniile de activitate, mai ales în cel sportiv. Și reguli și proceduri. Ca să încurajăm lege, educație, am zis, sport, un școli de la grădinițe, școli până în clasa 12-a, sport. Că ești la matematică, că ești la biologie, că nu știu, sportul trebuie să faci. După care vedem noi în ce te excelezi, pentru că omul din facultate deja se formează, dar mari campioni se fac de mici. De mici. Vă mulțumesc mult de tot, vă urez succes și sper să reușiți să implementați, eu zic că și 80%, 60% din acest proiect, dacă este implementat, este un mare pas înainte pentru sportul din România. Mulțumesc pentru invitație și că mi-ați dat ocazia și spor succese și realizări. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției din această săptămână de iSport. Sunt Răzvan Țirea, până săptămâna viitoare, toate cele bune!